Lord.
Dumnezeule, sfinte, sfinte tare, sufletului adormitului, rogului Dumnezeu, Sorin Paul, preotul, fratele nostru, și pentru casei sertelui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Și odihna adormitului robului tău, Sorin Paul, preotul, fratele nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, preasfântului, bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă fă, Doamne, sufletului adormitului, robului lui Dumnezeu, Sorin Paul, preotul, Hristoase Dumnezeul nostru și fă lui, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Yeah.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte, să-L odihnească cu dreptul să-L numere și în rândul dreptului să-L așeze. Amin. Care aici în spate, Antonio? Care aici? Paul, preotul, fratele nostru, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericită adormire veșnic odihnă pe Doamne adormit Dumnezeu Sorin Paul, preot, fratele nostru, și pe lui veșnica pomenire. Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire. De a căzut în greaful semnii de la Hireu și din nepăsare sau din gerevie, n-a văzut libertare. Iisus, de aici, din Peretu, am venit să îl însoțim pe drumul către odihna cea veșnică pe Părintele Sorin Paul, care a fost ctitorul acestei biserici și parohul aici în Peretu acum mulți ani, cam 40 de ani. Însul s-a întors în locul în care și-a început preoția, însă s-a întors pentru a se odihni aici până la judecata din urmă. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca liturghie care precede întotdeauna o slujba înmormântării, pentru că atât preoții, cât și credincioșii creștini au ca hrană pentru viața veșnică trupul și sângele Domnului. Aceasta este hrana care ne deschide și merindea noastră pentru viața veșnică. Toate încep și se termină viața creștinului prin și cu hrana cea cerească, hrana care se pogoară din cer și care este trupul și sângele Domnului și care ne este dată din mâinile preoților, din mâinile preotului, așa cum a făcut și Părintele Sorin toată viața lui de slujire. Nu o să rămânem acum în biserică,
o să ieșim afară. Iar Fiului Dumnezeu se vor chema, fericiți și izgoniți pentru dreptate. Căște, Doamne, sufletul adormitului robului tău. Și o desfârșește pria pe care o asă din dreapta ta. Sfinte, și nu priește bunul în sufletele noastre.